Avocații de la Baroul București amenință că vor intra în grevă generală, sunt nemulțumiți că vor fi obligați să plătească asigurări de sănătate mai mari. Ce ar însemna o astfel de grevă, dar care sunt mai exact și revendicările, aflam chiar acum de la colegul meu Cristi Popovici. Este alături de mine cu toate informațiile. Bine te-am regăsit, Cristi. Bun găsit, impunerea unui CSS în sistem real neplafonat dublează sarcina fiscală a avocaților și, practic, sancționează performanța în profesie, susțin reprezentanții Baroului București. Organismul care grupează și reprezintă interesele a peste 10.000 de avocați își declară nemulțumirea că informațiile care vin din zona guvernamentală confirmă ipoteza că guvernul își menține poziția de a impune profesiile liberale cu CSS în sistem real neplafonat. Iar asta va dubla sarcina fiscală a avocaților, susține Baroul București, care amenință cu ample acțiuni de protest care pot culmina chiar cu greva generală. Conform unui draft de ordonanță a apărut în presă, dar neconfirmat de guvern, veniturile din activități independente, inclusiv ale avocaților, ar urma să fie supuse plății Cotei CASS la o bază neplafonată, calculată la venitul realizat. Acum avocații plătesc contribuția de sănătate de 10 plafonată la maximum 7.200 de lei pe an. Ministrul Finanțelor Marcel Boloș va efectua o vizită de lucru la Bruxelles după 21 august pentru a discuta cu reprezentanții Comisiei Europene în baza ordonanței de urgență privind reducerea cheltuielilor bugetare și măsurile fiscale înainte de aprobarea acestora în guvern.